Un cântec foarte sensibil, adânc. Te cheamă Domnul, nu-l auzi de glasul său, de ce te ascunzi? Atâtea fericiri găsești necontenit dacă îl primești. Și cu toate că realitatea divină sau existența lui Dumnezeu se revarsă în exact aceleași date pe care le transmite cuvintele acestei cântări, cu toate acestea, sunt așa de rare ocaziile când oamenii se opresc să asculte. Dragii mei, stimate Doamne, stimați Domn, iubiți frați creștini, dragi tineri, mulțumim lui Dumnezeu pentru că una dintre minunile acestui veac nu este că cineva bolnav să face sănătos sau că cineva mort în vie, ci una dintre minunile acestui veac este că tu, care ai exact nu știu câte mii de probleme, și ai exact nu știu câte mii de oferte ca să-ți petreci ceasul acesta de duminică seara, totuși ai putut să decizi să-l petreci aici. E o mare minune. Și nu este un exercițiu de voință, ci este o exprimare de voință. Și nu este, dacă vreți, o răspundere la o curiozitate, ci este un răspuns la o curiozitate. Vă doresc o ședere plăcută aici la biserică și cercetarea noastră să găsească rezonanță în viețile noastre. Iată-ne la a 10-a întâlnire, unii dintre noi poate am obosit, am trecut de jumătate, dacă Dumnezeu ne dă sănătate, mai avem 7 întâlniri fără aceasta și drumul cu titlu, dacă ai ști ce înseamnă viață, se va încheia. Mă voi opri și cu această ocazie asupra versurilor din Psalmul 90, pe care vreau să le citesc, în care să regăsim vraja sau necazul, bucuria, dacă vreți, sau descurajarea, a ceea ce noi oamenii numim viață. Citesc în Psalmul 90, începând cu versetul 9, următoarele cuvinte. Toate zilele noastre pierde urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, că-și trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Întoarce-te, Doamne, până când zăbovești, ai milă de robii tăi. Amin. Ca oricare altă poezie, într-un fel, și aceasta în ritmul ei interior, în alegerea imaginilor, încearcă să transmită cât se poate de frumos și în același timp cât se poate de tainic, încât imaginația mea și imaginația ta să poată să răzbată și să construiască noutăți, încearcă aceste versuri să transmită tragedia pe de o parte a vieții și măreția pe de altă parte a nădejdii. Tragedia dat fiind faptul că fiecare zi a mea și a ta se zdrobește, se pierde, este oarecum omorâtă de urgia lui Dumnezeu. Și speranța
despletită în dorul din mine și în dorul din tine, cum că într-una din zilele istoriei, cel presupus de unii dintre noi, sau cel negat de alții, sau cel crezut de alții, se va întoarce la robii săi. Și nu știu dacă e mult sau puțin, dar vă doresc, iubiții mei ascultători, să găsiți forma și timpul de a deveni robi ai lui Dumnezeu. Pentru că dacă ne uităm cinstit în lumea în care trăim, n-avem de ales între robie și libertate, ci avem de ales între a fi robi ai lui Dumnezeu sau robi ai satanei. Deci nu există altă variantă. Și dacă nu există alta, ar merita să mai cumpănim puțin înainte de a decide. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ați observat că în fiecare seară am redus problema aceasta la o expresie. Am spus că am încercat să o pun sub radical pentru fiecare ocazie și să o reduc la un gând care măcar câteva zile să-ți preocupe mintea. Dacă ai ști ce înseamnă viață. Și spuneam aseară că dacă tu ai ști ce înseamnă viață, n-ai accepta să fii dus cu preșul. Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, îți chiar place să fii dus cu preșul. Există o vorbă care și-o spun uneori îndrăgostiții unul altuia. Ce, hai mai spunem câteva minciuni frumoase. Și cel care pretinde chestia asta se așteaptă din partea celuilalt să-i spună te iubesc, mi-ești drag, mi-ești dragă. Și știe că-l minte, dar îi place să audă cuvintele astea. Dacă ai ști ce înseamnă viață, spuneam aseară, n-ai accepta să fii dus cu preșul. Am așezat și în seara aceasta, sub radical, această mare problemă și am ajuns la următoarea expresie. Dacă ai ști ce înseamnă viață, nu te-ai resemna. Fiecare dintre noi suntem plini de putere, suntem plini de speranțe, avem virtuți în mintea noastră, avem planuri și la un moment dat simțim că patinăm și vrem, nu vrem, ne resemnăm. Atât e, mai mult nu se poate. Și e așa de trist să vezi un om care a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este așa de trist să vezi un om care a primit înzestrarea, dacă vreți așa, paradigmală, să creeze, să gândească, să cugete, să facă lucruri frumoase. E așa de trist să vezi această făptură că se resemnează în fața mormântului. Și zice cu capul plecat, atât și gata. Dacă ai ști ce înseamnă viață, nu ți-ai permite să te resemnezi. Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, din cauza asta te resemnezi. Mesajul acestei seri poartă titlul Și dacă tot nu crezi. Poate ești a 10-a seară împreună cu noi aici, sau pe sărite ai mai fost vreuna, sau poate ești pentru prima dată. Și îți pui problema, dom'le, dar nu pot să cred. Nu pot să cred. N-am nicio probă la toate lucrurile acestea. Iar cele care mi se aduc, n-au rost, n-au noimă. Nu pot să cred. De fapt, dacă stăm și ne gândim cinstit, expresia nu pot să cred
exprimă credință. Dar dacă ar fi totuși să exprime această resemnare, această nedorință de a mai păși spre undeva, ce-i de făcut? Spunea versul poetic, zilele mele și a tale se duc ca un sunet. Nu pot să cred. Anii vieții mele și a tale se ridică spre 70, iar pentru cei mai tari spre 80. Nu pot să cred. Grăbește-te, Doamne, și vino la robii tăi. Care domn și care robi? Nu pot să cred. Dacă totuși nu crezi, ce-i de făcut? Aș vrea cu această ocazie să-ți deschid câteva ferestre. Poate vreuna din ea să stârnească în sufletul tău o noutate. Poate ești unul dintre cei ce nu poți să creezi. Și ar trebui să existe și pentru tine o șansă. Primul lucru pe care aș vrea să-l dezbat, dragii mei, dacă totuși nu poți să crezi, atunci fă un exercițiu de demnitate umană și nu-ți da sufletul, iartă-mi expresia, demonului. Am întâlnit o groază de oameni de bine, unii dintre ei cu foarte multă carte, care au spus deschis, măi, eu nu pot să cred chestiile astea. N-am cum să le cred. Iar după ce am continuat dialogul, am ajuns să văd oamenii aceștia cu câtă lejeritate, măcar că afirmă că nu pot să creadă, își dau sufletul demonului. De exemplu, unul dintre statutele care te proiectează ca un intelectual sau ca un gânditor serios este să-ți însușești ideea că trupul acesta moare, dar nu dispare, ci noi ne reîncarnăm în alte ființe mai departe și existăm veșnic. Dacă tot nu poți să crezi, atunci fă demersul acesta uman, ateic, și nu-ți da sufletul demonilor. Pentru că această idee că eu când mor mă reîncarnez într-o altă ființă și ajung într-un alt om și încerc să fac cercetări când am mai trăit ce am fost, nu este altceva pe baza aceluiași lucru pe care nu-l crezi decât o predare de bunăvoie în mâinile celui ce vrea să te ucidă. Iar tu găsești elevată această speranță. E curios, de obicei cei ce nu cred zic, apoi n-am văzut pe niciunul din groapă să vină înapoi. Dar atunci cum poți să zici că l-ai văzut pe unul din groapă venind de elefant? Îți pretind un pic de respect de... sau venind cine știe ce altă arătare. Dacă totuși nu poți să crezi, te rog, nu-ți da sufletul demonului. Vedeți, spune aici
poetul, de fapt Dumnezeu în aceste versuri poetice, că fiecare dintre noi trece miute ca un sunet și nu mai suntem. Dar fiecare dintre noi putem să avem o speranță. Dar dacă totuși nu putem crede în speranța aceasta, pentru ca să mai existe vreo șansă a situației noastre, ar trebui să fim foarte atenți la ce facem cu noi înșine. Spuneam cu altă ocazie, n-a existat niciodată o amploare de genul veacului în care trăim de demonizare a populației atât de sistematică. N-a existat niciodată în istoria omenirii. În fiecare dimineață, 7 miliarde de oameni, prin ziar, pe toate posturile de radio, pe toate posturile de televiziune, în toate discuțiile, pentru 10 minute sau cât durează, toată această populație de 7 miliarde de oameni este demonizată. În fiecare dimineață. Care e primul lucru pe care îl asculți și poate de 3-4 ori pe 4 programe? Horoscopul. Dacă tot nu crezi, nu-ți permite să-ți dai sufletul dracului. Măcar comportă-te ateic, cu o demnitate umană, necunoscătoare de Dumnezeu și necrezând în Dumnezeu. Și cât de spumant, și cât de intelectual, și cât de prestigios fiecare post, fiecare ziar, fiecare emisiune înghesuie în mine și în tine demoni. De ce? Dacă nu crezi. Ascultam odată o emisiune și, spre rușinea mea, vorbea chiar un teolog și explica viața veșnică și explica, spunea, păi noi ne transmitem în copiii noștri și trăim în ei și prin ei trăim în nepoții noștri și prin nepoții noștri trăim în strănepoții noștri. Păi dacă tot nu crezi, măcar nu-ți da sufletul celui rău. Noi nu trăim în nimeni, dragii mei. Noi trăim în noi până când s-a încheiat viața și gata. Iar cei care vor în vreun fel sau altul să răzbească peste acest plafon, trebuie să stea de vorbă cu ei înșiși pe de adevăratele. Un lucru aș mai spune aici, nu? Când a început omul înțelept să măsoare existența fiecăruia dintre noi, s-a uitat la bucata aceasta de carne care este vie și o sărutăm și o mângâiem și apoi pe urmă a văzut-o moartă. Și când a văzut-o moartă și-a dat seama că a o atinge și a o sărâta, e disgrațios. Și a pus prima paradigmă filosofică în care a zis carne e rău și duh e bun. Carne e moarte și duh e eternitate. Și de atunci până astăzi, cei care nu pot să creadă, cred că după ce mor, pleacă pe undeva. Dar
că tot nu crezi, măcar nu-ți da sufletul demonului. Am fost vreo două ocazii sau trei ocazii la Realitatea TV, invitat în emisiune cu niște vrăjitoare din țară. Bine, ele nu-și spuneau vrăjitoare. Și era marcant ce puteau să gândească. Una din ele explica foarte frumos tradiția românească prin care în momentul în care a murit cineva și este înmormântat, imediat se acoperă toate oglinzile din casă cu cerceafuri, orice sticlă care poate să transmită imagine, ca nu cumva să se întoarcă sufletul celui mort înapoi. Și a zis, Doamnă, tot respectul pentru noastră, dar eu dacă aș ști că vine mama înapoi, aș umple casa de oglinzi. Păi actul care îl faci dumneata e criminal. Dacă tot nu crezi, iubitul meu om, nu-ți da sufletul demonului. Sfânta Scriptură spune așa, tot ce găsește mâna ta să facă cu toată puterea ta, căci în locuința morților nu mai stă nici chipzuială, nici muncă, nici bucurie, nici inteligență, nu mai există nimic. E curios că în numele a nu pot să cred, noi făurim soluții cu ajutorul cărora ne distrugem propria noastră viață. Și de fapt aceste soluții nu sunt altceva decât manifestarea resemnării noastre. Și dacă ai ști ce înseamnă viață, dragul meu om, nu te-ai resemna. Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, din cauza asta te resemnezi. Aș vrea să o știi pentru totdeauna. Viața nu o omoară moartea. Viața o întrerupe Dumnezeu și este desființată în dreptul celor care nu vor să-L asculte. Atât. Singurul care are puterea asupra vieții e Dumnezeu, cel care posedă viața. Te uiți acum la tine că poți, că miști, că ești cineva. Să mă ții minte, nici nu poți, nici nu miști și ești nimeni. Așa și eu. În raport cu viața, ești nimeni. În momentul în care surprinzi ce înseamnă viață, nu te resemnezi, pentru că moartea n-are putere asupra vieții. Aș vrea, dragul meu, să-ți dau din Scriptură un exemplu, să vezi o formă de manifestare a unuia care nu crede. Ce-i de făcut? Nu pot să cred! Și poate că această exprimare a ta sau această, să-i spun așa, constatare a ta este reală. Nu pot să cred! Pentru că toate lucrurile de unde trăiesc și toate ce se fac nu sunt așa. Nu pot să cred! Însă dacă ai ști ce înseamnă viață, ți-ai permite să fii pentru câteva fracțiuni de secundă disperat. În Sfânta Scriptură este dat un exemplu pe care vreau să-l folosesc în seara aceasta. Când un tată, în vremea Domnului Iisus Hristos, avea un copil bolnav și a auzit că Iisus Hristos și ucenicii lui apostolii fac minuni. Și-a luat copilul care era demonizat sau bolnav și l-a adus la apostol să-l facă sănătos.
Și apostolii au vrut să-l facă sănătos și nu l-au putut face sănătos. Și omul a intrat într-o și mai mare disperare. Și între timp a venit Domnul Iisus Hristos, raportează Sfânta Evanghelie după Matei, și omul a zis: Doamne, uite, am adus copilul acesta al meu, posedat de un demon, mut, sare, se dă cu capul de pământ, face tot felul de lucruri și l-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l facă sănătos. Poți să-l faci sănătos? L-a întrebat pe Iisus. Și Iisus zice: cum mă întrebi tu pe mine dacă pot? Și omul a rămas puțin blocat. Totu-i cu putință, spune Iisus Hristos, pentru cel ce crede. Și omul atunci, disperat, văzându-și copilul posibil vindecat și posibil rămas cum era, a strigat: cred, Doamne! Și pe urmă și-a dat seama în mintea lui că el nu crede. Și a scos un zbiarăt și a zis așa: ajută necredinței mele! Stimatul meu om, dacă ai ști ce înseamnă viață, nu te-ai resemna, ci ai strigat nebunit: Doamne, ajută necredinței mele! Dar pentru că tu nu știi ce înseamnă viață, te-ai resemnat și aștepți să mori. Ce trist! Tu ai înțeles că viața înseamnă să mai prinzi vreo zi din astea care se duc. Tu ai înțeles că viața înseamnă să mai prinzi un pic de sănătate din asta care se duce. Nu e asta viață. Și dacă crezi că asta e viață, cu atât rămâi. Spunea poetul: toate zilele tale pierde urgia lui Dumnezeu. Tu vezi cum ți se duc anii ca un sunet. Anii vieții tale se ridică la 70 de ani. Și dacă ești mai tare, la 80 de ani. Și lucru cu care te mândrești în timpul lor, să ții minte, este durere și trudă multă. Asta știi tu că e viață. Și de asta te-ai și resemnat. Dar nu-i cinstit. Nu-i cinstit, dragul meu. Dacă ai ști ce înseamnă viață, nu te-ai resemna. Ai mai striga încă o dată: sunt aici! Și ai striga până în momentul în care ai fi auzit, sau ai striga până în momentul în care ai crede. E necinstit să mori, pentru că nu ăsta a fost scopul pentru care ai fost creat. E necinstit să mori, pentru că nici măcar nu ăsta a fost scopul pentru care tatăl tău și cu mama ta s-au îndrăgostit ca să te naști tu. Pentru că dacă un bărbat tânăr și o femeie tânără, când se îndrăgostesc, ar realiza că ei de fapt nasc copii ca să moară și ar crede pe de adevărate la lucrul acesta, nici un bărbat și nici o femeie n-ar mai da naștere la copii. Dar pentru că, spune cuvântul, în inima ta și în inima mea Dumnezeu a pus prin creație gândul eternității, noi străbatem peste această necredință și dăm naștere la copii. Și este stupid să facem lucrul acesta pentru ca ei să moară. Dacă ai ști ce înseamnă viață, nu te-ai resemna. Dar pentru că nu știi, ți ajunge atât. De ce?
Și am observat, dragii mei, că și cei ce cred câte ceva, și mai ales cei ce zic că nu pot să creadă, în fiecare zi își închide câte o ușă. De fapt, știți cum ne regizăm noi viața? Închipuiți-vă așa un coridor lung, cu foarte multe uși, și prima este cu acces spre univers. Și omul când se naște, imediat își închide ușa asta. Și merge înapoi. Și ajunge la următoarea ușă. Și o închide și pe aia. Și merge înapoi. Ajunge la următoarea ușă. Și o închide și pe aia. Și merge înapoi. Ajunge la următoarea ușă. Și o închide și pe aia. Și tot ni le închidem până când odată simțim rece la spate și ne oprim la zidul morții. Am închis ultima ușă spre viață și servus. Ești mulțumit? Poate că ești. Dar de ce ești? De ce ești mulțumit? Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai mai striga odată, sunt aici, ajută-mi necredinței mele, fă ceva dacă existi, Doamne, pentru că nu-mi convine așa. Și spun ceva. Dacă nu răspunde, după aia fă ce vrei. Însă mulți dintre noi le convine mai mult să nu strige, ca nu cumva să răspundă Dumnezeu și pe urmă să li se strice socotelile. Eram în casa cuiva mai mulți ani în urmă și, curios, avea o scriptură în casă și am deschis să-i citesc. Și a zis, nu, nu-mi citi, că după aia, dacă știu, e mai periculos. Deci, până la urma urmei, dragii mei, s-ar putea ca și afirmația nu pot să cred să fie o minciună. Dacă ai ști ce înseamnă viață, nu te-ai resemna. Dar pentru că nu știi, de aceea te resemnezi. Iisus Hristos, când a fost pe pământ, a ținut foarte mult. Printre pildele pe care le-a dat, să dea o pildă în care Dumnezeu este pus într-o situație foarte înjositoare, aș putea să spun. Și în această pildă am găsit eu că se dă răspuns celor ce zic, nu pot să cred. Și dacă tot nu crezi, nu sunt foarte multe variante. Una e să-ți dai sufletul demonului, sau doi, să faci ce voi citi în pildă aceasta. În Evanghelia după Luca, la capitolul 18, începând cu versetul 1, Iisus Hristos rostește o pildă pe care vreau să vă citesc. Spune așa, Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El le-a zis, într-o cetate era un judecător care avea două calități. Una, de Dumnezeu nu se temea, și două, de oameni nu era rușine.
Exact ca cei de astăzi. Groaznic de contemporană pilda. Într-o cetate, să mă iertați, poate este cineva dintre noastre care lucrează în justiție. Asta e viața, ce să facem. Într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și îi zicea: fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate. Dar în urmă și-a zis: măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Domnul a adăugat: ați auzit ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Iubiții mei, pilda aceasta este scandalizantă. Dumnezeu își permite să se asemene pe sine cu un judecător care nu se rușina de oameni și nu se temea de Dumnezeu. Și Dumnezeu își permite să se asemene pe sine cu un om de o asemenea calitate, cu un singur scop. Ca dacă ești cumva unul dintre cei care nu poți să crezi, ca un demers, repet, ateic, să insiști, să-l bați la cap exact de atâtea ori până când el răspunde. Ai motiv. Poți câștiga viața. Nu-i vorba aici de un chilipir de la loto. Nu-i vorba aici de o afacere care îți reușește. E în joc veșnicia. Și spune cuvântul aici că văduva aceasta, expresia de văduvă, sugerează și atunci și aproape și acum ființa pe care nu o protejează nimeni, ființa care are foarte slabe posibilități financiare, ființa pe care oricine poate să o împingă și n-are cine să strige lasă-o în pace. Când spui văduvă în contextul acesta și aproape și în cel contemporan, exprimi ființa care nu are niciun fel de sprijin din nicio parte. Și ea se duce la judecător și zice: fă-mi dreptate. Și el zice: nu. Și ea se duce acasă. Și mâine iar se îmbracă, ia straița și se duce iar: fă-mi dreptate. Și el zice: nu. Și ea se duce acasă. Și mâine iar se îmbracă și iar și iar merge și iar, până când îți dai seama, un om nerușinat și un om netemător de Dumnezeu a zis: mă, nu mai suport. Și acum, să nu o lase să vină, n-avea cum să oprească. Zice: nu mai suport. Și a chemat pe borfașii aia cu bani, care i-au mutat hotarul și i-au făcut de toate, și a zis: băieți, gata, valea că ați încurcat-o. Și conchide Dumnezeu. Cu cât mai mult Dumnezeu nu va face el dreptate celui ce strigă? Stimate om, că nu citești Scriptura, hai să zic că te înțeleg. Că nu crezi în Dumnezeu, hai să zic că te înțeleg. Dar că nu strigi, că vrei să trăiești, asta nu te înțeleg. Și de fapt știi de ce nu strigi, că vrei să trăiești? Pentru că nu știi
ce înseamnă viață. Iubiții mei tineri, nu realizați ce har este ca la vârsta aceasta să strigi după Dumnezeu. Strigătul după Dumnezeu nu aparține omului muribund, aparține și lui. Strigătul lui Dumnezeu nu aparține omului care nu mai are soluții, îi aparține și lui. Strigătul după Dumnezeu aparține în mod special celui ce poate mai mult. Pentru că dacă ai luat toate valorile acestea de pe pământ, cu toate pe care le cunoașteți și pe care le cunosc, și am încercat să facem o piramidă, aș vrea să vă întreb care dintre valorile acestui pământ ai putea să o pui deasupra eternității. Care? Niciuna! Iar spre virtuți și spre doborârea copacilor mari, în mod obișnuit nu fug bătrânii, că ei nu mai pot. În mod obișnuit fug tinerii. Iar a striga la Dumnezeu după viață ar trebui să fie mai specific generației tinere decât generației bătrâne. Însă demonul a făcut din mintea mea și din mintea ta o încălcitură ca să ne resemnăm. Dacă tot nu crezi, dragul meu, măcar nu-ți da sufletul demonului. Strigă, poate te aude. Mai încearcă o dată. Ai încă putere. Ești prea măreț ca să renunți. Ești prea nobil ca să mergi înapoi. Ești capabil de prea multă demnitate ca să pozezi ca un laș. A pus în tine Dumnezeu atâta cer și atâta voință. Ce faci cu ele? Hai să punem câteva întrebări. E cinstit să înveți să scrii ca să mori? E cinstit să înveți să conduci mașina ca să mori? E cinstit să-ți faci o casă frumoasă ca să mori? E cinstit să-ți faci o carieră celebră ca să mori? E cinstit să ajungi un star ca să mori? E cinstit? E cinstit? Nu e cinstit, mă. Păi și atunci, de ce nu faci lucrurile astea ca să trăiești? Aș vrea să închei cu acest vers așezat în strofa 13, dacă pot să o numesc așa. Zice astfel: întoarce-te, Doamne, până când zăbovești? Ai milă de robii tăi. Dacă tot nu crezi, nu te resemna, dragul meu, în seara aceasta. Dacă tot nu crezi, nu păși înapoi în seara aceasta. Strivește-ți resemnarea. Ridică-te deasupra propriilor tale putinți.
și nădăjduiește că Dumnezeu se va întoarce la tine ca rob al Lui. Și păstrează tonusul acesta în ființa ta, strigând, sunt aici. Și păstrează tonusul acesta în ființa ta, cerându-i lui Dumnezeu să nu te lase trecut cu vederea. Și asemănător acelei văduve, în fiecare zi caută-ți rostul de a mai deranja, în ghilimele spun, încă o dată pe Dumnezeul în care nu crezi. Când văduva aceea cunoștea judecătorul și știa că este netemător de Dumnezeu și cu fără rușine de oameni, de câte ori mergea la el, exact de atâtea ori știa că el este exact cum se spunea. Însă a decis să-l deranjeze de atâtea ori până când se va schimba în el ceva. Dacă tot nu crezi că există Dumnezeu, dacă tot nu crezi că există o viață veșnică, dacă tot nu crezi că această Sfântă Scriptură este de la Dumnezeu, ca un gest de supărare, în fiecare zi mai strigă-L odată. Spune textul că El va face dreptate. E foarte curios. Datorită necredinței mele și necredinței tale, lui Dumnezeu nu i-a fost rușine să se asemene cu un judecător nedrept și fără rușine. Iar dacă El și-a permis să se asemene cu un asemenea om, permite-ți și tu și eu să fim văduva aceea care zilnic îl batem la cap. Dacă știi ce înseamnă viață, dragul meu, nu te resemnezi, ci dimpotrivă. Și dacă știi ce înseamnă viață, dragul meu, nu-ți dai sufletul demonului. Lasă-l în pace. În mâinile tale stă acest har dumnezeiesc pe care poți să-l iei sau să-l scapi. Și a venit vremea să nu-ți mai închizi ușile, ci să ți le deschizi. Dumnezeul dragostei te cheamă și te așteaptă. Fii binecuvântat de El. Amin. Aș dori, dragii mei, în final, să luăm aminte la o rugăciune. Ne ridicăm în picioare. Tatăl nostru care locuiești în ceruri, poate cu necredință, poate cu reținere, poate cu multă îndoială, noi acești oameni stăm în seara aceasta înaintea Ta și strigăm către Tine. Dumnezeule, suntem aici. În numele Fiului Tău, te rog frumos, răspunde în seara aceasta fiecărui strigăt. În numele Domnului Iisus Hristos, te rog, oprește-ne să ne mai dăm sufletele demonului. Și fă ca în seara aceasta inima mea și inima acestor oameni, sufletul lor și sufletul meu, să-l așezăm pe mâinile Tale. Te rog frumos, Sfinte Tată, nu ne lăsa nebinecuvântați. Trimite Duhul Tău cel Sfânt peste fiecare dintre noi și nu ne lăsa să ne resemnăm. E așa de minunată făgăduința Ta.
Și e atâta multă, e așa de multă eternitate în cerul Tău. Doamne, fă-ne parte de ea. Te rog să mergi cu fiecare dintre noi acasă și umple-ne casa și sufletul de speranță și la strigătul nostru de dor și de drag, întoarce-te, Doamne, la robii Tăi. Numele Tău să fie cinstit, Tată, al Domnului Iisus Hristos și a Sfântului Duh, în veci de veci. Amin.